Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. 2024, după cum tot am spus în ultimele luni, un an destul de dificil din punct de vedere electoral, politic, chiar și administrativ, dacă este să ne uităm așa puțin la ce se întâmplă și în județul Hunedoara, în unele primării, în unele unități administrativ-teritoriale, în care unele proiecte sunt implementate, altele sunt așa lăsate pe ultima sută de metri și există șanse destul de puține să nu mai fie finalizate. Sunt multe probleme din acest punct de vedere în multe zone din județul Hunedoara, chiar și din țară până la urmă, pentru că pentru unii pare că această campanie electorală să le ocupe tot timpul și mai puțin să se ocupe de adevăratele probleme ale comunității. Discutăm astăzi despre aceste alegeri, discutăm și despre actualitatea politică din România și din implicit și din județul Hunedoara cu invitatul meu, domnul Vasilică Potecă, senator AUR. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Pentru unii primari, timpul pare a fi exclusiv dedicat campaniei și luptei electorale în această perioadă, deși cred că prioritar ar trebui să fie pentru mulți dintre ei aduce la bun sfârșit proiectele la care s-au angajat, proiecte pentru care unii dintre ei au luptat, alții nu. Aici e așa, cu un mare semn de întrebare de ce unii au putut și alții nu. Ar trebui să meargă cumva în paralel totuși aceste lucruri, și campanie electorală și proiecte finalizate. Vi se pare că se întâmplă asta? Deci am luat-o așa exabrupt-o. Începem direct cu campania electorală. Cam așa ne lovesc și pe noi cetățenii de rând multe noutăți. Suntem exact ca în sfârșitul volumului 1 din Moromeții. Timpul n-a mai avut răbdare. Deci timpul nu mai are răbdare, deci este timpul când trecem de la cei 4 ani de activitate la partea de numărat de voturi și de inventariat ce mai avem prin țară, prin județ, prin comune, prin orașe, municipii, câți cetățeni au mai rămas și cine ne mai votează astăzi. Asta este întrebarea zilei. Este foarte adevărat că unii au făcut proiecte și au finalizat, alții au făcut puține proiecte și n-au finalizat mai deloc, dar acum suntem în perioada coafatului. Facem, mai vopsim și colo, mai punem panseluțe și colo, ca să arătăm cetățenilor că Mircea, fă-te că lucrezi. Domn primar, fă-te că lucrezi. Mai au efect aceste lucruri asupra cetățenilor, așa pe ultima 100 de metri, să vedem acele panseluțe, da, între ghilimele spus, mai asfaltăm o stradă, mai astupăm o groapă. Mai au efect, pentru unii nu mai au efect. Vom vedea acest lucru în 9 iunie, când vom trage linia. Deocamdată, din punct de vedere electoral, suntem în situația în care Partidul Comasaților din România fac în acest moment strategii. În sensul că totul se lucrează prin laboratoare, nu se lucrează, se încearcă fel de fel de combinații politice, fel de fel de adeziuni la anumite proiecte politice, de până la urmă nu avem de-a face cu... Deci în tot acest proces am uitat un singur lucru, cetățeanul. Deci în această perioadă facem exact toate lucrurile în așa fel încât să ne iasă nouă bine. Bun, cetățeanul contează și acum, doar că din alte puncte de vedere. Da, cetățeanul contează numai în calitatea lui de bun electoral. În rest, cetățeanul nu contează în această dispută în care noi am adus alegerile din septembrie în luna iunie, le-am comasat cu cele europarlamentare pentru simplu motiv că trebuie să iasă și europarlamentarii, pentru că
noi trăim cu planul cincinal și aici spunem vom avea atâția primari, atâți consilieri locali și trebuie în final celor de la putere să le demonstrăm că le aducem suficiente voturi încât să iasă cei nu știu câți 17, 21, 23 ca câți parlamentari. Eu sunt foarte mirat în momentul ăsta, înainte, dar se termina, dar număra voturile, să spunem, noi o să avem 50 și 60 și 70 și 80%. Păi toți își fac acum sondaje, nu toate partidele au recurs și de fiecare dată sondajele, se întâmplă acest lucru. Sondajele sunt foarte bune dacă sunt reale și dacă se întemeiază până la urmă tot pe părerea cetățeanului, nu pe laboratorul în care eu fac sondajul așa cum mi-aș dori eu să fie sondajul. Cu ce ar ajuta sau cu ce vă ajută pe cei care sunteți în politică un sondaj este, fals? Ei, cu ce? Este până la urmă, până la urmă aceste chestiuni făcute în laboratoarele puterii și în alte tipuri de laboratoare, dinpreună cu aceste sondaje, vrea să-ți coafeze, v-am spus, imaginea. Deci dacă 4 ani nu ai făcut nimic, acum vrei să înfrumusețezi o situație care este destul de tragică la această oră. În sensul că n-ai finalizat proiectele, n-ai reușit să comunici cu oamenii, n-ai reușit să-ți respecti promisiunile electorale, dar sucești lucrurile de așa manieră încât să spui am în spatele meu electoratul pe care eu l-am slujit 4 ani, această frază, aceste fraze fără sens și fără rost, în fond pe afară e vopsit gardul, înăuntru e leopardul, ca să folosesc o chestiune de la așa mai de stradă. Poate parte dintre cei care ne urmăresc vor spune că în toate partidele este aceeași poveste. Cu ce se diferențiază un partid de celălalt din acest punct de vedere, cu vopsit gardul, dacă e să ne... Trebuie să facem o analiză asupra ceea ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Adică tot ceea ce ne dorim acum de la electorat sau ce își doresc cei care conduc administrația românească, ei își doresc la această oră să avem o lipsă de memorie. Ce am spus acum 4 ani și ce s-a întâmplat în cei 4 ani și dacă astăzi viața noastră este mai bună sau mai rea decât acum 4 ani. Nimeni la această oră nu face o analiză și nu spune, da, este adevărat, sunt porțiuni pe care le-am rezolvat, sunt porțiuni unde am greșit, sunt porțiuni pe care nu puteam să le rezolvăm pentru că am avut de-a face cu crize, cu economică, energetică, sanitară și toate celelalte. Și să nu, toată lumea spune, mai ales în politică, acest lucru ar fi un argument valabil pentru cetățean, adică să-i spui problemele prin care am trecut. Nu, vrem acum să spunem că totul a fost extraordinar, că noi am fost extraordinari și că în continuare dați-ne votul și vrem să fim din nou șefi, dați-ne votul ca să continuăm acest comportament. De ce deranjează, de exemplu, în această discuție poziția AUR? Pentru că președintele partidului George Simion a trecut la un atac și la o critică directă asupra societății și asupra modului de și comportamentului administrației și moravurilor, obiceiurilor din politica românească. Acest lucru a deranjat teribil, neputând să îl contrazică în direcția să-i demonteze argumentația pe această temă, au trecut la alte teme, de exemplu, noi ne unim toți, aud acum, de exemplu, am avut un schimb de replici cu primarul municipiului care m-a făcut la printr-un... Ce municipiu? Municipiului Deva, că nu așa, m-a făcut putinist, aurist, extremist și în toate felurile, într-o chestiune privată. Eu ne înțelegând de ce a avut tipul ăsta de comportament, adică nu m-am așteptat la
tipul ăsta de comportament. Bun, aur este asociat, știți prea bine, cu... Bine, bine, este regimuri. Asociat, v-am mai explicat, o putem spune că sunt extremiști, că sunt suveraniști, putem să spunem orice despre aur, cu toate că am îndoiele așa și la niște colegi de-ai mei când îi văd că sunt foarte chiar niște oameni ultra rezonabili într-o materie în care n-ar trebui să fie foarte rezonabili, ar trebui să fie un pic mai fermi. Și asta am spus-o și o să le repet în continuare, noi trebuie să fim fermi în această perioadă. Ei. V-a acuzat primarul municipiului de că sunteți... Așa, și tema și pe chestiuni de genul lasă că o să vă arăt eu că voi nu intrați în Consiliu, că sunt doi, că nu să vă voteze lumea. Povestea a fost că am făcut ochii mari pentru că am stat și m-am gândit așa, bine, bine, dreptate aveți, probabil că aveți niște rezultate excepționale. Probabil că lumea după stradă și lumea din Deva este foarte fericită și că chiar o să iasă ca la o sărbătoare de 1 mai muncitoresc cu flori să voteze pe primarul Devei actual într-o veselie totală. Cred că lucrurile nu se petrec așa. Eu nu spun că nu există realizări și că nu există lucruri făcute bune. Dar pe lângă asta trebuie să recunoaștem că sunt o grămadă de lucruri care nu merg, sunt o grămadă de lucruri care nu sunt în ordine. Și în loc să discute cu mine asemenea chestiuni, și-a pus niște mici câinuți pe care îi deține în portofoliu pe banii Devei ca să mă deseneze perucă și mustăți și să mă fac ospătar. Am înțeles lucrurile până... Asta, acest război, între ghilimele, se poartă în online sau... În online eu n-am vrut... Nu, tetate nu mai purtăm de multă vreme, de când... Deși ați fost apropiați la un moment dat. Am fost chiar apropiați și chiar cred că am făcut campanie electorală pentru domnul primar timp de 2 mandate. Adică am fost apropiat de domnul primar, nu era o problemă. Problema este felul următor. În politică te întâlnești, te desparți. Nu există o căsătorie pe viață aici, da? Deci eu n-am încercat și cu domnul primar să fac o căsătorie pe viață. Dacă la un moment dat proiectele noastre nu mai sunt comune și nu mai au rezonanță nici într-o parte, mergem fiecare pe drumul lui și ne urmăm credințele fiecăruia. Eu nu i-am contestat domnului primar acest drept, dar... faptul că a trecut la tipul ăsta de comportament în online, să-mi deseneze, să facă, să nu știu ce, lucrurile nici nu m-au deranjat. I-am explicat celor care mi-au făcut chestia asta, că mi-a și scris un tânăr, nu știu cine, am spus că meseria de ospătar sau de picolo, cum a zis, este o meserie onorabilă. Dar această chestiune, de unde mi s-a tras? De la faptul că am pus o întrebare și mai eram cu Clej, care e un contestatar al primarului, și am pus o întrebare legată de că nu se mai termină asfaltarea din centrul orașului. Putea să mi se răspundă că această asfaltare sau suportam concret, un telefon întâmplă, exact. Că există o problemă legată de fonduri, de nu știu ce, că înțeleg lucrurile și înțeleg foarte bine ce se întâmplă. Aș fi putut să am niște comentarii, l-am închis comentariile, nu am vrut să trec dincolo de discuție, dar văd că totdeauna încearcă să se rezolve această problemă trecând la chestiuni personale și la chestiuni oarecum care n-au nicio relevanță pentru cetățean. Adică discuția puteam să o purtăm despre asfaltare, despre... Da, iar atunci când adresez o întrebare, despre orice vreți, să primești un răspuns. Da, dar eu am făcut-o într-o formă civilizată, explicând că sunt lucruri care se întâmplă și sunt lucruri pe care trebuie corectate. Este foarte adevărat că nu puteam să-l mai susțin pe domnul primar fiind în alt partid, dânsul fiind la liberalo-socialiștii și detaliem în săptămâna următoare despre această chestiune.
fiind în partea asta, este era clar că am și eu candidat la aur, există un program, există o, și eu trebuie să susțin candidații și toate celelalte. Nu văd care era marea supărare a domnului primar. Domnul primar putea să-mi răspundă și nu putea să, nu trebuie să aducă în derizoriu întrebările noastre. Îl întrebam în calitate de cetățean, de parlamentar, de fost om cu care am lucrat, de toate celelalte deci lucruri. Deci nu ați primit niciun răspuns cu privire la asfaltarea acestui bulevard din Zeva, v-am spus care ce am primit. V-am spus ce am primit. Am primit o poză cu, cu mustăți și cu perucă și un, și un comentariu în care l-am făcut picolo. Am înțeles că măcar n-am făcut. I-am scris în privat domnului primar. Domnul primar s-a manifestat într-un fel de fel. Treaba domnului primar cum interpretează lucrurile, dar până la urmă, în calitate de cetățean, putea să-mi dea o replică oriunde, pe orice post de televiziune, îmi scris în asta, în care să-mi spună, domnule, poate că nu înțelege cum e cu asfaltarea și e mai... Noi ăștia din primărie suntem mari specialiști și știm exact cum merg treburile astea. Mă, că există un lucru pe care tot îl spun. Nu uitați că am trecut pe acolo. Știu exact ce se întâmplă, știu exact cum merg lucrurile și știu exact ce urmează și pentru DEVA din punct de vedere al dezvoltării și al organizării ei. Drumul nu este cel corect, drumul nu este cel bun și pentru simplu motiv că la această oră și nu comentez calitatea lucrurilor, nu comentez ce se întâmplă, nu comentez faptul că nu sunt terminate, că sunt o grămadă de proceduri încurcate, nici nu comentez lucrul ăsta. Dar spun un singur lucru. Așa cum țara este îndatorată la ora asta și îndatorează țara într-o viteză amețitoare, am ajuns la dobânzi de 18 miliarde de plătit pe an, da, atâta plătim noi România acum, 2,5 din produsul interbrut al României, din tot ce producem noi, plătim la ora asta, această comunitate de la DEVA este la fel de îndatorată în ultima vreme. Pe creșterea, așa zisă, creștere a veniturilor, guvernul și toate structurile de România a permis îndatorarea destul de multă a acestei comunități. Vreau să vă spun că zicem că suntem vreo 70, am făcut recensământ, am ieșit vreo 50, în realitate suntem vreo 40. 40.000 de locuitori. Locuitori, da. Trebuie să înțelegem până la urmă care este povara fiscală. Pentru că banii ăștia trebuie să-i plătim. Am împrumutat, am făcut fel de fel de lucruri care sunt dintre cele mai ciudate și vor trebui spuse de către cei care sunt acum pe poziție și care au fost la butoane, cum se spune, în ăștia 4 ani, și să ne spună pe ce s-au cheltuit banii aia și cum urmează să-i plătim. Pentru că asta este marea problemă, pentru că când vorbeam noi de asfaltare acum, ce mi-ați spus mai devreme? Că răspunsul oficial a fost că nu se poate termina asfaltarea, că guvernul nu ne dă bani. Guvernul ne-a dat bani. Nu i-am luat. Este o realitate. Guvernul nu ne mai dă bani acum pentru că guvernul nu mai are de unde să ne dea, pentru că guvernul operează la limite, deficitul ajungând 7%, nu o să-ți mai dea bani și atunci noi vor trebui să mărim taxele și impozitele locale, da, taxele și impozitele locale, ca să putem plăti dobânzile și ratele la împrumut. Deci asta este viitorul. Guvernul a venit cu acest program național de investiții Angel Salini, au fost unele primării din județul Hunedoara care au accesat acest program, au depus zeci de proiecte. La DEVA nu s-a întâmplat același lucru, deși s-ar fi putut depune proiecte, pentru că în continuare mai avem străzi neasfaltate, mai avem nevoie de apă, canalizare pe unele străzi. Există o singură realitate și realitatea este asta, este realitatea crudă. Din 69 de OAT-uri în județul Hunedoara, au depus 68. Un singur OAT n-a depus, este vorba de DEVA.
Astăzi, spunând DEVA, într-o explicație foarte simplă, a spus că nu are nevoie de acești bani pentru că are bani. Astăzi, spunând că nu asfaltăm, că nu avem bani. Toată lumea asfaltează pe Angel Salini. Deci, cine răspunde? La DEVA se asfaltează pe caiet? Cine pe ce? Nu știu pe ce, că nu e treaba mea, nici m-a interesat. Păi da, dar la un moment dat va fi treaba fiecăruia dintre noi ca cetățenii ai acestui municipiu. Este treaba noastră este să plătim taxele și impozitele care vor fi mărite de la anul, vom mări taxele vom și impozitele. Vom vedea asta acum. Nu vom vedea. Nu vom vedea. Lucrurile sunt clare. În timp ce trăim nu se calculează cât veți plăti. Nu, sunt foarte clar aceste chestiuni. Nu avem de unde. Trebuie să plătim datoriile. Cât am vrea noi să facem fel de fel, că o să vină guvernul, că o să... Deci oamenii plătesc pentru o proastă gestionare a lucrurilor, da, a banilor, plătesc, a proiectelor. Oamenii plătesc. Ei sunt de vină pentru că nu s-au putut gestiona acești bani și acești proiecte, mai bine? Oamenii nu sunt de vină. Dar ei plătesc. Oamenii plătesc, da. Cetățenii acestui municipiu vor plăti aceste împrumuturi, aceste datorii. Deci o să ni se spună că această critică făcută este neîndreptățită pentru că banii au fost luat pentru fondurile europene, pentru partea de cofinanțări, pentru fel de fel de lucruri de astea. Ei, lucrurile sunt adevărate acolo, dar dacă erau pentru dezvoltarea municipiului, da, înțelegem și atunci plătim. Dar dacă banii sunt plecați pe alte destinații și pe alte chestiuni care au fost irelevante pentru acest municipiu. Noi ne-am bucurat dacă și domnul primar al municipiului Deva ar răspunde acestor întrebări. Noi îl invităm și pe această cale să participe la o emisiune. Eu nu aștept. Bunedoara în direct. Da, eu nu aștept să răspundă. Să răspundă devenilor. Eu nu aștept să răspundă și nici nu va răspunde nimeni, pentru că nimeni nu are chef să răspundă în această perioadă. Noi știm pe propria piele, problema, pentru că de fiecare dată invităm problema noastră este și la DEVA ca și în alte părți, cum și ce vom face după ce îi vom realege cu mare spor, pentru că am plecat de la ideea că ce se va întâmpla în aceste alegeri în data de 9 iunie. Este responsabilitatea, și asta am vrut să spun, este responsabilitatea noastră a fiecăruia să analizăm și să înțelegem ce va urma. Ce va urma? Acest an este un an în care toată lumea închide ochii de la Comisia Europeană, de la femei, de la tot, intern, extern, dar... Deci totul se blochează în jurul acestor alegeri, să înțeleg, îngheață dacă așa ar fi totul. Dacă ar fi să discut din surse neoficiale ce spun cei de la Ministerul de Finanțe, este că deficitul de balanță, de concurent, deficitul pe produsul intern brut. Nu este de... Ar trebui să fie de 5,4% cât am spus, este de 7% la această... Practic cheltuim mai mult decât avem. Iar de fapt se spune că și la 7 coafăm cifrele, pentru că este cu două cifre acest... Deficit. Lucrurile sunt mai grave decât credem noi și mult mai complicate, iar în 2025 noul guvern care va veni va trebui să ia măsuri în legătură cu situația financiară a acestei țări. Sunt câteva lucruri pe care orice guvern trebuie să se preocupe. Primul lucru sunt salariile și pensiile. Deci vorbim de public aici, pe care cele două componente pe care trebuie să le asigure și care înghit foarte mulți bani la această oră. Păi s-a tot discutat despre reducerea numărului de funcționari publici. Reducerea numărului de funcționari publici, vă amintesc că... Pentru că trupe, trebuie strânsă cureaua de către toți până după la urmă. 35 de ani, doar privatul. După 35 de ani de administrație, după foarte multe discuții și chestiuni în care chiar am crezut că va urma o reformă a teritoriului și administrației în România, nu mai cred această teorie.
încercarea de anul trecut, la care v-am spus că va fi un eșec, acea zisă reformă administrației, s-a încheiat cu un eșec. Toate acele măsuri luate în care am spus că administrația publică din România nu va mai angaja pe nimeni în 2024, a angajat numai în luna ianuarie 11.000 de oameni pe memorandum. Memorandumul ce este, să înțeleagă lumea? Avem această interdicție de a angaja, dar facem o scrisorică guvernului și că ne trebuie 30 de posturi, 100 de posturi, 500 de posturi, iar prin excepție, guvernul poate, de la lege, poate să aprobe aceste posturi. Acesta este memorandumul ăla de care toată lumea spune. O scrisorică și pe care spune acolo, într-un colț, domn prim-ministru, de acord cu... Așa, și pe acest de acorduri și pe aceste multe milioane de memorandumuri au strâns în numai în luna ianuarie 11.000 de noi angajări la stat. Deci asta este realitatea. Iar venind la reformă, trebuie să vă explic un lucru. Nu există nicio voință și nu se va putea face această reformă. De ce unul să nu dintre se poată? Motivele... Pentru că în teorie se poate face această reformă. În teorie se poate face orice. În practică este vorba despre sistemul administrației publice românești și despre modul lui de funcționare. Nimeni nu dorește să-și piardă privilegiile. În momentul în care am face această reformă, toată administrația românească ar fi în discuție și și-ar pierde privilegiile. Dorește cineva să-și piardă privilegiile? Nu. Dar nici așa cum este acum nu se poate continua la infinit. Să avem primării cu și comunități cu 200 de persoane sau chiar 100, mie face mare poate mai plăcere, puțin. Mie face mare plăcere că o spuneți așa. Nu se poate, dar o facem de 35 ani. Ba, se poate, uite că se poate. Împrumutăm până la maxim, nu se poate. Știți când e ziua că nu se mai poate? În ziua în care nu mai împrumutăm. Atunci se poate. Și se poate pentru că nu mai e de unde. Până la urmă, această reformă, noi n-am înțeles că trebuie să facem o reformă sănătoasă, normală și să încercăm să facem lucrurile astea fără dureri. Noi ajungem mereu, lăsăm până la ultima consecință totul și o să facem o reformă dureroasă. Adică va veni o zi în care vom spune, ăștia-s banii, ăștia mai trebuie să-i împărțim. Păi cui împărțim? Trebuie să plătim salarii, trebuie să plătim pensii. Este obligatoriu stat, da? Pentru că, haideți să ne înțelegem, tot sistemul ăsta e deja e pus în discuție. Discutăm de educație, educația nu vă place. Și nici mie și nici celorlalți spunem că are grave probleme legate de modul la care e organizată și toată lumea spune păi că cine educația organizează? În ultimii ani au fost sute de modificări legislative am făcut și o lege, în ceea ce privește am făcut, educația. Am făcut o totul lege. Este bulversant și pentru cei din sistem până am făcut la urmă. O lege și am mai inventat niște instituții, le-am mai pus colo câte un pic, toate care nu-și dovedesc celelalte. Eficiența unele păi dintre nu, ele. Vorbim despre revoluția într-un sistem sau modificarea sistemului. Am zis, domnule, unul dintre lucrurile aici era, domnule, ce înseamnă inspectoratele astea școlare? Când să se desfințeze? Au făcut niște forme, nu știu ce. În fond, lucrurile au rămas la fel. În fond, am schimbat nu niște tipuri de... Nu s-a mai desfințat nimic, exact. Nu, am mutat niște competențe, le-am redenumit, dar lucrurile au rămas la fel. Deci nu s-a produs nicio evoluție în ceea ce se numește astăzi elev și elev părinte și toate celelalte interese profesor. Ei, nu s-a întâmplat nimic în fond. În fond mergem pe aceleași tehnologii, pe aceleași lucruri, pe aceleași și avem un sistem tot nereformat în România. Mergem spre sănătate. Foarte bine. I-am văzut. Cheltuim, cred că vreo 12 miliarde de euro anual pe sănătatea în România. Pe la jumătatea din clasamentului în Uniunea Europeană ca și sumă cheltuită și ne plângem că sănătatea în România e groaznică, că avem probleme, că toată ziua o spunem, toată bine, lumea este... anunță cu e în fază, am modernizat spitale și tot. Clar că am modernizat, clar că s-au făcut pași importanți, nici nu spun.
Dar există un lucru, din punct de vedere al cetățeanului, nu s-a schimbat nimic. Adică tot la urgență ajungi, tot nu te tratează pe celălalt. La fel ești tratat de pentru către că, personalul că, medical pentru în anumite situații. În acest proces n-am pus și n-am încercat să găsim poziția pe care ar trebui să o ocupe și respectabilitatea din punct de vedere al salarizării, al totuși a medicului, a profesorului, asistentului, a celor instituțiilor de suport. Deci toate aceste chestiuni. Plus de asta facem și avem un sistem proiectat pentru 500.000, 460.000 de oameni cât eram în 1989 prin județul Hunedoara, având astăzi cu mult mai puțin. Între timp s-au schimbat și procedurile și toate celelalte. Adică, atenție, noi cheltuim bani foarte mulți fără să ne întrebăm cum și unde îi ducem. Astea sunt marile probleme la care va trebui să răspundem. De aceea aveam nevoie de un tip de reformă internă. Reforma internă nu privește până la urmă numai niște administrații că mutăm de aici de acolo și luăm niște oameni și îi punem mici colo. Nu! Este vorba până la urmă de o reformă profundă a statului legată de toate aceste chestiuni. De exemplu, luăm chestiunea serviciilor de care beneficiem toți. Apă, canal, gaze, nu știu ce. Păi, stăm și ne uităm. Suntem mai fericiți decât calitatea a crescut pentru că prețurile au crescut. Da? În toate utilitățile. Și cresc. Păi n-avem oare la această oră o discuție legată de mine în raport cu comunitatea? De ce trebuie să plătesc anumite servicii de care nu beneficiez? De ce se ascunde ineficiența serviciilor sub această chestiune mare a unui sistem așa zis protecționist? Păi nu mai am înțeles că există că trebuie să facem niște lucruri, dar noi ar fi trebuit să vedem pe partea de investiții, pe partea de capitalism, pe partea de întreprinzători, pe celelalte lucruri, să vedem cum facem să aducem eficiența aici. Noi acum ne suntem toți nebuniți să angajăm peste tot toți oamenii ăștia care vedem. Cei care nu sunt eficienți la locul de muncă, ei rămân în continuare acolo și mai sunt aduși alții pentru a putea să discutăm despre facă performanță muncă. În administrație. Ar trebui să discutăm și despre performanță, pentru că și în mediul privat, în ultimii ani cel puțin, vorbim și despre performanță. Cred nu că trebuie bun, să discutăm despre suportabilitatea noastră de a putea să ne angajăm, să plătim taxe și impozite și să fim de acord cu îndatorarea țării ca să putem plăti pe acești oameni. Deci problema aici se reduce până la urmă. Putem să facem aceste lucruri? Mai poate cetățeanul din Deva la această oră să, cu taxele și impozitele pe care deci astăzi gâfâie cu ele și care vor crește în continuare să țină această administrație și acest sistem construit în ultimii 35 de ani, este întrebarea esențială pe care ne-o punem acum. Întrebarea esențială este pe care o punem este, ni se spune că se proiectează un guvern sau o putere pe 10 ani, sau 20 de ani, sau 50 de ani, că sunt obișnuit cu acest rai de 1000 de ani. Așa că o glumă, mai are sens să mai organizăm alegeri? Păi nu cred. Este o glumă, trebuie tratată ca atare. Nu cred că mai trebuie. Am putea pur și simplu să hotărâm că toți acești oameni sunt foarte performanți. Doamne ferește să mai ajungem în acele perioade în care să nu mai avem aceste alegeri libere, nu, să le spunem, nu? Și comuniști. Acum am o întrebare. Cât de libere mai pot fi alegerile în condițiile în care... Eu sper și cred că ne anunți la televizor câți europarlamentari o să iei, câți primari, cum comasăm și cu tot. Da, dacă ne raportăm la acest lucru, că deja cumva funcțiile ne-au arătat, vorbim de un sistem constituțional, decizii date în 2012, 2014,
10 nu, ale Curții Constituționale care au fost întoarse în 2024 pe dos. Deci, cum să vă spun, lucrurile sunt înțelegerea, statul s-a blindat și statul funcționează foarte bine în el cu el acolo. Bun, PSD... Adică și-au pus oamenii și la Curtea Constituțională și peste tot și lucrurile sunt închise într-un anumit cerc. Ce rost are să ne agităm noi, să spunem? Și alte partide, dacă ar fi fost la conducere, n-ar fi făcut același lucru? Și alte partide, dacă ar fi fost la conducere, probabil că ar fi făcut același lucru și de aceea spun că este o largă discuție acum, din punctul ăsta de vedere, dacă merită sau nu merită, dacă alegerile sunt libere, nu sunt libere, dacă statul mai este democratic sau este autoritar, dacă comenzile primite de la Uniune să aducem atâți europarlamentari în grupurile PPE și socialist ca să facem Comisia Europeană, deci sunt niște discuții pe care ar trebui să le purtăm în țara asta și să o spunem pe față. Da, dragă, ne-am angajat să vă aducem atâta. Ne-am angajat, e ca la CAP-ul, da? Cincinalul în 4 ani și jumătate. Asta trebuie să facem. Adică, discuția este, mai suntem la DEVA acasă? Mai suntem în județul Hunedoara acasă? Mai suntem în România acasă? Dacă suntem acasă, atunci putem discuta despre acasă. Atunci trebuie să suporte critici și domnul Ancea, și domnul Ciolacu, și domnul Ciucă, și toată lumea, cei care au fost în acest sistem. Trebuie să înțeleagă și trebuie să deschidă ochii și trebuie să ne răspundă. Nu trebuie să vină să înceapă să pună câinii și să înceapă să facă fel de fel de lucruri de genul ăsta, da? Nefericirile lor din partidele pe care le au, să și le trateze acolo, așa cum l-au tratat pe Nica de la Timișoara ieri, excluzându-l din partid să facă loc lui Simonis. Deci, să-și trateze acolo. Dar noi ceilalți, suntem aici puși să întrebăm, iar ei sunt puși să ne răspundă, da? Asta se numește responsabilitate. Nu vă supărați, n-au produs niciun raport în afară de acele că își fac emisiuni în care vin cu liste întregi, cu fel de fel de proiecte de ai crede că am ajuns în Las Vegas. Până la urmă asta înseamnă o campanie electorală, nu prezentarea proiectelor, prezentarea realizărilor, dacă ele există, deci așa ar trebui proiectul, să funcționeze proiectul, o campanie, nu? Proiectul este strada, da? Încep să întreb, că n-ai Ionescu, vă place strada? Și dacă vă place, atunci faceți cum credeți. Cred că este responsabilitatea noastră ca cetățeni la această oră să începem să ne uităm și să găsim alte opțiuni. Dacă vom spune mereu că numai ăștia sunt și că numai așa trebuie să mergem, am încurcat-o. Am încurcat-o rău, pentru că vor merge în aceeași etapă și în același sistem conservator și pe același tip de conservatorism, nu se va întâmpla nimic, vom coafa, vom vopsi și uitând de cei din camerele și din apartamentele lor din blocuri. Vom uita cu totul și de fapt am și uitat, acum suntem, să le spunem, cât suntem de minunați. Nu suntem minunați. Lucrurile sunt destul de grele și de grave și, din păcate, indiferent cum va fi, noi vom plăti nota de plată, nu ei. În ultimele minute din această emisiune vreau să discutăm puțin și despre lansarea candidaților AUR în județul Hunedoara, care a avut loc recent aici la DEVA, printre puținele partide care și-a lansat și și-a prezentat mare parte dintre candidații și pentru primăriile din județul Hunedoara, Consiliul Județean, reședința de județ, bineînțeles. Cu ce gânduri porniți în această campanie? Și dacă mai sunt, poate, primării în care nu ați identificat până acum candidați în județul Hunedoara? Și la AUR, ca și la celelalte partide care nu sunt la guvernare, au multe probleme din punctul de vedere al găsirii, selectării. S-au făcut un proces național de selecție, s-a încercat găsirea unor candidați, unor oameni care și-au dorit să vină. Oamenii sunt ca peste tot mai buni, mai răi, mai pregătiți, mai nepregătiți. Se încearcă un proces de pregătirea lor, de acomodare cu toate rigorile unei campanii electorale. Sunt oamenii care au venit, sunt oameni noi, sunt oameni care au venit din societate, sunt oameni care
sunt în stradă și la această oră, sunt oameni care vorbesc cu oamenii. Ăsta este cel mai important lucru, pentru că marele beneficiu al aurului în România la ora asta este că partidele tradiționale au părăsit strada. Stau în laboratoare, fac sondaje, fac fel de fel de... Sondaje și aurul face, nu? Toată lumea face cât un sondaj, dar ce vreau să spun este că au părăsit strada, iar strada este în curs de ocupare de către aur. Există un lucru foarte clar, că aur și modul de manifestare este unul care nu convine la această oră puterea actuală. Au interzis pe George Simion pe Facebook și aurul, vor să taie TikTok-ul mai acum, pentru că și acolo și toate sursele de comunicare din online vor să le închidă într-un anumit fel, pentru că televiziunile le-au închis într-un anumit fel pentru aur, având în vedere că aur s-a concentrat pe spitalul aur care spitalul mobil s-a concentrat pe caravană și pe alte teme și nu a făcut și a făcut atât de multă publicitate în televiziune, iar televiziunile naționale clar plătite foarte bine și din banii acestor partide de la putere toacă aurul sistematic. După cum vedem, au apărut și m-am uitat o grămadă de comunicatori, dar nu comunicatori, de experți în aur din partide și nu numai, încercând să demonstreze caracterul, să zic, profund antinațional, anti nu știu cum, al aurului. Din păcate nu o să aibă niciun succes pe partea asta, pentru că, da, aurul este un partid suveranist. Faptul că ni se spune că suntem extremiști, discutăm ce este extremism în aur și ce nu este extremism. Dacă trebuie să-ți spun un lucru și ți-l spun și tu îmi spui că tu procedezi invers, în loc să-mi răspunzi, aș vrea să știu cine este extremist dintre cei doi. Eu care te întreb în calitate de cetățean sau tu care îmi răspunzi pui o administrație golănească pe care o plătești cu mulți bani să-mi răspundă într-un anumit stil. Va fi o întrebare pe care aurul va trebui să o pună și o va pune în următoarea perioadă. Nu se poate face așa. Da? Și a stabilit aur și un target pentru județul Hunedoara, respectiv pentru europarlamentare, pentru că în 9 iunie aici se vor purta luptele electorale. Când vorbim de target, și în general acest lucru îl știam, însemna că trebuia să stau și să într-un mini laborator și să fac calcule. Primarul am dat 25, celălaltul 50. Aurul nu și-a propus să facă așa. Aurul și-a propus să meargă, să iasă în stradă și să meargă la cetățeni să vorbească cu ei. Cetățenii vor hotărâ. Dacă își doresc să meargă într-un anumit fel, așa vor merge, pentru că v-am spus, aurul această oră, mai ales în materie de alegeri locale, nu se poate bate cu un sistem de stat care are bugetul și tot ceea ce înseamnă funcțiunea ale statului. Este înfiorător pentru aur la ora asta să răzbească, pentru simplu motiv că trebuie cu mare determinare și cu multă, multă muncă să reușească anumite rezultate bune în cel puțin la alegerile locale. La europarlamentare lucrurile se schimbă și lucrurile sunt în altă dinamică, pentru că acolo poți explica, lumea nu este atât de atașată de și de aceste valori și ca dovadă că de obicei aveai cea mai mică rată de participare la vot la aceste alegeri, și acolo vom vedea ce vor spune. Votul este mai politizat, votul este mai pe general pe ceea ce se întâmplă în România și în Europa și despre condiția noastră în România și în raporturile cu Europa. Adică nu cred că nu vor rămâne sancționate aceste bâlbe cu Schengen și cu toate celelalte lucruri de către cetățeanul român și de către votantul român.
Va fi o perioadă destul de interesantă, complicată, cuțitele deja au început să fie ascuțite, la figurat vorbim, bineînțeles, pentru că iată vorbim și de aceste atacuri direct la persoană în ceea ce vă privește și exemplele probabil că pot fi Eu mă aștept să mai fie, mai am un volum de atacuri. Le răspundeți la fel? Nu. Și eu ce să răspund? Nu candidez, mă interesează, eu o să răspund, da? Am vreo problemă? Nu. Eu sunt cetățean. Dacă vor să mă atace în calitate de cetățean, n-au decât. Dacă eram contracandidat cuiva la CJ, la Consiliul Local, la primărie, la europarlamentare, la ceva, ziceam, da, nu, atacă-mă. Veți fi candidat pentru alegerile parlamentare? Veți mai merge pentru încă un mandat? Este o chestiune pe care urmează să o discutăm. Nu trebuie să luați așa că în aure ca la, cum cred unii, ca la nuntă. Nu. Se fac niște evaluări, se fac niște interviuri. Sunt niște lucruri care urmează cât și cât muncești. Dar v-ați mai dori încă un mandat? Probabil că da. Eu nu spun acum nu candidez sau nu știu ce fac acum pe supăratul. Nu. Sigur, da, mă lupt pentru să fiu nominalizat pentru un nou mandat, dar trebuie să înțelegeți că mă lupt să fiu nominalizat pentru un nou mandat. Nu-mi vine nimic așa de la Dumnezeu, numai că stau și mă închin, da? Este chestiunea, cum o spunea Moise, se ruga Moise să ia premiul ăla de 1.000.000 de euro și să deschide cupola bisericii și apare Dumnezeu și zice Moise, eu te ajut să-l iei, dar cumpără și tu un bilet. Așa e și aici. Mă ajută să... Poate să reușiți astea. Să despărțiți și apele, dar trebuie în politica românească. Dar trebuie să cumperi și eu un bilet, da? Și ca să cumperi biletul, trebuie să muncești. Nu te poți și în partid, ca și peste tot, nu te salvează altceva decât munca. Alte lucruri, că ești prieten cu nu știu cine, lucrurile alea nu țin. Sunt niște lucruri care intermediar pot ține, pot nu ține, dar nu. Până la urmă nu trebuie să muncești. Nu vorbim de prietenie în politică, nu? Nu există, n-a existat niciodată prietenie în politică. Politica este până la urmă despre credințe și interese. Ai principiile, ai toate celelalte și sunt interesele care sunt în jurul tău și pe care vrei, nu vrei, intri în ele. N-ai altă cale de rezolvare a problemei. Nu. Cine îmi spune mie astăzi că aș putea să le demonstrez cu cifre că nu sunt în regulă. Da. Și în această idee încheiem și noi emisiunea de astăzi, pentru că deja cred că am și depășit puțin timpul alocat emisiunii. Mulțumesc tare mult, vă mai așteptăm, pentru că, așa cum spuneam, urmează o perioadă destul de interesantă pe eu această scenă a politicului. Vă așteptăm de fiecare vin, dată când ajungeți de la București trage. Acasă. Nu, este foarte important și este foarte interesant și vom trage concluziile după prima lună asta de pre-campanie, pe urmă intrăm în campanie și vedem exact, pentru că deocamdată n-au apărut nici programele și nici suntem la capitolul coafării, nu programele încă n-au apărut, să știm și noi. Există o descărcare de gestiune, sunt niște programe și sunt un proiect. Vrem să vedem și noi și proiectele candidaților și vom discuta pe proiectele lor. Mulțumesc tare mult pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!